Meseriile clasice sunt rapid uitate de tineri. Acum, aceștia au înclinație spre tot ce ține de tehnologie sau social media și preferă joburile în pas cu moda. În ziua de azi, tinerii aspiră la salarii generoase și preferă munca de birou, evitând să se orienteze către meserii tradiționale, având convingerea că acestea sunt slab remunerate. Social media cel mai mult. De ce? Pentru că este o cale mai ușoară de a face bani și mult mai atractivă pentru ei, ei fiind foarte atrași de tehnologie. Cum credeți că preferă mai nou să lucreze, tradițional sau pe social media? Eu cred că pe social media, cum să zicem, cum se câștigă mai bine, da, pentru că e mai bine plătită și e o nevoie de bani. Să-și formeze o familie, să meargă foarte bine înainte. Ce o să se întâmple cu cei care vor să lucreze tradițional? Ar fi bine să fie ajutați de guvern, să li se plătească munca, pentru că este o muncă asiduă, importantă, foarte importantă pentru țara noastră, dar să fie plătită. Da. Eu cred că iar prefera online, deși e mai bine munca fizică, cum era odată. Tradițională, 8 ore? Tradițională, da. E alegerea lor. Tradițional, da. Pentru că e... Una să lucrezi în colectiv și alta e să lucreze unul singur în fața calculatorului. Cu toate acestea, impactul crizei economice i-a determinat pe unii să constate că aceste meserii tradiționale, odată apreciate de mulți, oferă venituri peste media obișnuită și în prezent.